Nu colindăm munții astăzi, ci rămânem în oraș, în orașul Sinaia. Ce facem mai exact acolo, ne spune Adelina. Bun găsit, Adelina! Bun găsit, Olivia! În Sinaia descoperim poveștile cazinoului, acest edificiu simbol al stațiunii, și eu l-am aflat în această dimineață și să vă spun cum. Mi-am cumpărat o cafea, blackjack, poker sau bacara. Am savurat-o preț de câteva minute și urmează acum să aflu care sunt misterele acestei clădiri impresionante pe care o descoperim în centrul stațiunii. Vă sfătuiesc să ne urmăriți cu mare atenție, să vă savurați cafeluța alături de noi, pentru că lângă mine o am pe doamna Rosalia Brem, ghid turistic. Bună dimineața! Bună dimineața! Și vom face un exercițiu de imaginație. Haideți să ne întoarcem așa în urmă cu 100 de ani. Când? Ce găseam aici în Sinaia? Ce se inaugura? Se inaugura cazinoul. Cazinoul a fost inaugurat pe 21 iulie 1912, chiar în sala de teatru. Ca invitați de onoare au fost cei doi regi ai României, regele Carol I, regina Elisabeta. În sală se afla și o parte din curtea regală, erau foarte multe personalități politice, dar important este că printre invitați a fost și marele compozitor George Enescu, care a deschis seara cu un concert extraordinar. Înțeleg că acest edificiu simbol a fost ridicat la inițiativa regelui. Da, da. Sinaia devine reședință regală și iată că se simte pulsul. Orașul se dezvoltă foarte mult în perioada aceea și era nevoie de acest cazinou. Se spune că era un adevărat magnet social și sute de oameni veneau în stațiune special pentru jocurile de noroc și pentru cazino. Cu ce ajungeau ei aici și cam cât treceau cu exactitate pragul clădirii? Pragul cazinoului zilnic era asaltat de 500-600 de jucători. Pentru ei s-au creat curse speciale de tren, care aveau denumiri de trenuri de plăceri sau trenuri albastre. Foarte des în perioada aceea staționa și celebrul tren Orient Express cu care veneau jucătorii din Europa. Cazinoul reușește să fie vestit pentru sumele mari de bani care se câștigau zilnic. La ce oră începeau să se desfășoare jocurile de noroc aici? Programul oficial al cazinoului era între orele 16:30 și orele 22, dar cu acordul acționarilor, jucătorii puteau să rămână până dimineața. Astfel, interesul era de ambele părți. Sălile sunt impresionante și vreau să-mi spuneți cam ce se juca în fiecare. Am văzut ceva mai devreme o sală a oglinzilor, cea mai mare cred că este din cazinou. Da, este cea mai mare și a fost sala adorată de majoritatea jucătorilor. Acolo erau ruletele, 13 ca număr, și iată că mai exista o altă sală, sala Bacara, în care ne aflăm acum, unde puteau să joace cărți. Cel mai la modă joc era jocul de cărți Bacara. Dar erau și cabinete private și aici devin lucrurile cu adevărat interesante, pentru că miza era foarte mare. Foarte mare, într-adevăr. Iată că în aceste salonașe jucau cărți unii dintre cei mai bogați oameni care veneau la cazinou. Mizele erau foarte mari la mesele de joc. Uneori puteau să crească chiar de 5 ori mai mult decât în sala Bacara. Motiv pentru care mulți dintre ei și-au pierdut averile. Iar cel mai interesant caz în perioada aceea a fost cazul fraților Lebel, care reușesc să-și piardă averea în primele 2 zile de când cazinoul a fost inaugurat. Iată de ce au luat și o decizie dură cu ei. S-au sinucis și de aici marele scandal. Vestea aceasta ajunge aproape în toată Europa, este preluată de ziarele vremii respective, regele, bineînțeles că va fi supărat pe acționari și e chemat la discuții. Bineînțeles că după ce au discutat, decizia pe care au luat-o a fost următoarea, să meargă cu bani pe la localnici să le cumpere tăcerea. Însă se pare că a fost cumpărată și tăcerea presei, pentru că presa nu mai amintește nimic despre ceea ce urma să se întâmple în cazinou. Nu mai fost situații asemănătoare. Impresionant mi se pare că această clădire ascunde și un secret, un tunel de fapt secret. Pe unde trece acest tunel și ce scop avea pe vremurile acelea?
Acest pasaj subteran a fost creat încă de la început. El lega cazinoul de hotelul Palace. Prin el puteau să treacă cei care câștigau sume importante de bani sau cei care nu voiau să se știe că au intrat în acest cazino. Întotdeauna se spune că la capătul acestui pasaj, la hotelul Palace, aștepta câte o domniță, da? Câte un câștigător important. Am văzut și elemente de arhitectură aducătoare de noroc, așa erau ele considerate pe vremurile acelea. Care sunt? Da, pentru cazinou, arhitectul Petre Antonescu alege ca stil stilul neoclasic, însoțit de foarte multe simboluri care vin din cultura greacă și romană. Și iată că găsim leul, semn foarte important în sala oglinzilor, conul abundenței, berbecul, scoica, despre ele se spune că sunt aducătoare de noroc. În această sală avem berbecul și ciorchinii de struguri. Mi se pare impresionant că odată cu trecerea timpului, cazinoul nu a devenit o ruină, ci a înflorit pur și simplu. A fost renovat, reabilitat, iar în 2013 a intrat în circuitul turistic. Iar toți cei care treceau pe aici prin fața cazinoului cu ani în urmă și se uitau la această clădire și spuneau: wow, ce clădire frumoasă, cu ferestre care parcă sunt ferecate, cu uși închise, acum putem să o vizităm în sfârșit. Ce găsesc, cum sunt turiștii care intră aici și dacă rămâne impresionați că descoperă frumusețea acestui loc? Da, este adevărat, rămân impresionanți, părerile sunt extraordinare. După ce acești turiști vizitează clădirea, ne mulțumesc și sunt impresionați de ceea ce văd. Vă mulțumesc din suflet pentru toate aceste detalii minunate. Așadar, dacă ajungeți în Sinaia, veniți în parcul Dimitrie Ghica și veți descoperi cazinoul. Prețul unui bilet este de 15 lei. Veți vizita toate aceste săli minunate și veți afla și mai multe detalii, pentru că poveștile nu sunt doar acestea. Mai sunt multe de spus, Olivia. Adelina.